legea din dispoziția 1860-11-2016, se convoacă astăzi în ședința extraordinară Consiliul Local al Municipiului Roman. Vă rog, prezența. Da, sunt prezenți toți consilierii. Înainte de a începe ședința, dați-mi voie să vă citesc dispozițiile articolului 46 aliniatul 1 din legea 215-2001 republicată, legea administrației publice locale, care precizează faptul că nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care fie personal, fie prin soț, soție, afin sau rude, până la datul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Am rugămintea să analizați cu atenție proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi și dacă vă aflați într-o situație de acest gen, să nu participați la vot. Mulțumesc. Mulțumim. Ședința fiind legal constituită, să punem la vot ordinea de zi. Avem două proiecte plus un proiect suplimentar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Mulțumesc. Proiectul numărul 1, privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2016. Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Dorim să intervin puțin. Vă rog. Dorim să investim și în clubul sportiv Roman, să avem performanță și cu această ocazie am vrea să vedem niște realizări ale HCM-ului, în special datorită faptul că în momentul de față poate să aflăm într-un mic impas și dorim să investim în continuare, dar să se vadă și performanța în acestor investiții. Da, e foarte corect punctul dumneavoastră de vedere. Dar mai mult de atât, știu că aș dori să dăm mai mulți bani, dar mai mult de atâta nu putem în momentul de față, atâta putem. Vis-a-vis de performanță, noi venim cu, practic, din campionat, o înfrângere acasă, dar două puncte luate afară, pe care nu le-am mai luat niciodată în istoria municipiului, la Brașov și la Zalău. Cu toate acestea, nu ne-am declarat mulțumiți, deși în cupile europene am luat bătaie de la o echipă de top din Europa și am pierdut la diferențe mici, spre deosebire de Brașov, vicecampioana României, care a sau Brașovul, campioana României și a Europei, care au luat înfrângere la scoruri rușinoase. Încercăm în continuare, tocmai că au fost decizii care s-au luat, au fost sancțiuni la nivelul lotului și chiar cu schimbare de antrenori. Este o preocupare mereu a celor din conducere. Iar acestea care sunt astăzi, practic nu țin de handbal. Este vorba de 100.000 care vine dintr-o alocare pentru fotbal, care a avut 500.000 în fiecare an și anul ăsta a primit numai 400. Vin din 30.000 care au fost alocate în acest an și au rămas pe clubul, pe asociație și se transferă de acolo în primărie și din primărie la club, deci sunt banii care au fost alocați și 50.000 pentru salariile aparatului și pe luna decembrie din cadrul clubului, din personalul funcționar și personalul contractual, cu reglarea de sfârșit a acestei noi structuri care a fost înființată prin organigramă și statul de funcție a primării. Deci acești bani reprezintă din cererea de 4 miliarde, 1.800.000 de da, repede. Din care 300 erau deja prinși, s-au dus din partea vechi în partea nouă, dar transferurile. Bun. Da. Discuții dacă mai sunt? Intervenție, doar să precizez că nu particip la vot la anexa numărul 2. Bun, atunci luăm pe anexe. Spunem la vot anexa numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc. Anexa numărul 2, la care nu participă domnul consilier Achilivaie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Anexa numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Și anexa numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumim. Proiectul numărul 2, privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor, proprietate privată a municipiului Roman. Comisia pentru Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumim. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Spunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Mulțumim. Și proiectul suplimentar, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil.
Mulțumim. Comisia Buget? Aviz favorabil. Comisia Juridic? Aviz favorabil. Discuții? Dar vreau să lămuresc eu aici despre ce este vorba. S-a modificat în această săptămână din nou bugetul de finanțare. Adea. Și atunci, da. Le-a mai aprobat încă de 3 ori. Deci s-a modificat bugetul și de fiecare dată trebuie să adaptăm ca hotărârea de Consiliu și indicatorii tehnico-economici să sune în spiritul proiectului așa cum e prevăzut în ghid. Doar din această cauză. Vă mulțumesc. Mulțumim. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumim. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc și eu pentru că ați răspuns invitații noastre. Au fost niște subiecte urgente și vă mulțumesc că ați venit cu toții pentru conlucrare și pentru o atitudine pozitivă. O zi frumoasă tuturor și un weekend plăcut vă doresc.